Astăzi vorbim despre un lucru de care cred că avem nevoie, mai ales acum în această perioadă, și care este o activitate sau un fel de a gândi care ne poate ajuta să ieșim din situații mai puțin drăguțe, din situații stresante, din situa situații la limită și așa mai departe. Vorbim astăzi despre optimism și o să iau așa câteva lucruri interesante pe care le-am descoperit de-a lungul timpului despre optimism, să vedem dacă e ceva acolo ce puteți lua și voi și folosi. Pentru că în cartea Soniei Lubomirski, Cum să fii fericit, The How Happiness, una dintre activitățile prin care putem să ne creștem gradul de fericire este tocmai aceasta, cultivarea optimismului. Și o am în fața mea tocmai pentru că vreau să vă citesc primul paragraf, cel cu care Sonia începe capitolul despre optimism, să vedem despre ce este vorba. Zice așa. Dacă vezi partea frumoasă a lucrurilor, dacă vezi liniile argintii dintr-un nor, dacă observi ceea ce este corect și nu ceea ce este greșit, dacă îți permiți să ai îndoieli, dacă ai un sentiment plăcut în legătură cu propriul tău viitor sau cu viitorul lumii, în general, sau dacă ai, puțin, dacă ai pur și simplu încredere în tine că vei reuși să faci față problemelor, toate acestea sunt strategii ce denotă optimismul. Acum, dacă e să mă întrebați pe mine, în sesiunile pe care le-am livrat de-a lungul timpului în zona de optimism, de regulă obiectiv, obiecțiile pe care participanții le au, nu e în regulă să fii atât de optimist, mai bine să fii uh, realist, să te aștepți la lucruri rele, eventual pesimist, da? să te aștepți la lucruri rele și să se întâmple lucruri bune. Treaba nu stă chiar așa. Da? Cercetătorii au descoperit că oamenii care sunt mai degrabă spre uh, spectrul de optimism își influențează în mod pozitiv inclusiv starea de sănătate Fizică. Eu vreau să vă, de, să vă spun despre optimism așa, pentru că am putea să stăm să vorbim despre optimism o grămadă și dacă sunteți interesați, eventual vreți să descoperiți mai multe despre, vă recomand cu mare drag să citiți cartea lui Martin Seligman, care se numește Optimismul se învață și acolo... Sunt mai multe lucruri pe care e posibil să le puteți lua și să le implementați în viața voastră de zi cu zi. Dar vreau să zic așa, că optimismul înseamnă să-ți imaginezi lucruri despre cel mai bun viitor posibil, interpretând lucrurile care ți se întâmplă, bune sau rele, în prezent, sau cele care ți s-au întâmplat în trecut. Practic, înseamnă să mă pot uita cu bine înspre viitor. Și ce vreau să vă povestesc astăzi este despre cele trei dimensiuni ale optimismului, pentru că există niște dimensiuni acolo și e important să înțelegem cum ne afectează în ceea ce facem, în felul în care gândim. O dimensiune este permanența, care înseamnă, nu înseamnă altceva decât dimensiunea timp. Și ce facem noi cu această dimensiune este că o ducem la un capăt sau la celălalt. Poate să fie permanent bad, adică permanență de rău, care înseamnă că Mă uit la măsura în care eu cred că lucrurile negative care mi se întâmplă vor dura permanent sau au cauze permanente. Acele cauze nu vor dispărea. Sau este permanent good, mă duc pe partea cealaltă a spectrului și mă uit la măsura în care eu cred că lucrurile pozitive care mi se întâmplă vor dura permanent sau au cauze permanente. Dacă e să dăm un exemplu, putem să ne uităm nu știu, la un examen pe care îl dăm. Să ne gândim că, uite, am picat examenul tocmai pentru că, uh, nu știu, acest profesor a fost unul care nu a fost atent și în permanență voi pica examene atunci când voi avea de-a face cu acest profesor, să zicem. Pe partea cealaltă, permanent good, mi s-a întâmplat ceva bun, uite, am găsit un leu pe stradă, eu în permanență găsesc un leu pe stradă atunci când sunt atentă la ce se întâmplă pe jos. Da? Sunt două uh, feluri în care pot să mă uit la... la Viață, la lume, să mă uit la lucrurile negative care mi se întâmplă și să le dau o dimensiune permanentă și invers, să mă uit la lucrurile bune care mi se întâmplă în viață și să le dau și lor o uh, dimensiune permanentă. A doua dimensiune a optimismului este pervaziunea, așa zisă dimensiune spațiu. Ce înseamnă pe, uh, pervaziunea și așa, pervasive bad și pervasive good. Bad este măsura în care eu cred că toate lucrurile negative care mi se întâmplă se vor extinde în toate ariile vieții mele. De exemplu, am picat examenul la școala de șofer, înseamnă că nu sunt bună de nimic, o să pic și examenul de la școală, de la facultate, nu o să reușesc să închei nici contractul cu respectivul client și așa mai departe. Mi s-a întâmplat ceva rău și ce fac este că extrapolez în toate ariile vieții mele. Pervasive good, partea bună, este măsura în care eu cred că toate lucrurile bune, pozitive care mi se întâmplă se vor extinde în toate ariile vieții mele. Am primit o floare drăguță de la cineva, e un lucru bun, pozitiv, care mi s-a întâmplat. Cu siguranță voi avea și o întâlnire plăcută cu șeful meu după amiază, așa cum aveam programat. Cea de-a treia dimensiune a optimismului este personalizarea sau dimensiunea eu versus alții. Și avem așa, personal bad și personal good, așa cum deja v-ați obișnuit. Bad este măsura în care eu dau vina pe uh, mine când mi se întâmplă lucruri negative. Dacă se întâmplă ceva rău, este clar vina mea, da? îmi iau asupra mea lucrurile negative care se întâmplă. Iar personal good este măsura în care îmi asum creditele atunci când se întâmplă lucruri pozitive. Dacă e să dăm exemplu, putem să facem așa. Um, colegul meu nu a, ajuns la, nu a, ajuns la, ședință la vreme, asta înseamnă că cred că eu nu i-am spus exact la ce oră și care e sala în care trebuie să ajung, că eventual link-ul nu l-am trimis corect și probabil că este vina mea. Pe partea cealaltă, personal good, este, da, acești oameni sunt mulțumiți tocmai pentru că le-am servit eu o cafea delicioasă, deci da, treaba este bună. Ok? Până la urmă și la urmă. Optimismul este format din sentimentele pozitive pe care le am legate de viitor. Și este important să ne uităm la cele trei dimensiuni, la permanență, pervaziune și personalizare, tocmai pentru că um, uneori e bine să ne uităm la ce facem și cum facem și cum putem noi să îmbunătățim optimismul din noi, astfel încât, într-un final, să ne fie bine. Spor la învățat! Sau o învățare bună!